tinere, alții vor să-i dea, să-i dea afară. Și acesta, iar guvernul care vrea să dea afară tinerii din ANL-ul se numește guvernul Cioloș, care din punctul meu de vedere nu are nicio legitimitate în fața cetățenilor României. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că în aprilie 2016, acest guvern de tehnocrați, probabil că le plac foarte mult calculele complicate, aprobă o hotărâre de guvern, 251/2016, prin care stabilesc o altă modalitate de calcul a acestor chirii. Vreau să vă spun că grupul PSD nu este de acord cu acest proiect de hotărâre. Nu este de acord nici cu această aberație, din punctul meu de vedere, acest epitet. Pentru că chiriile nu numai că se dublează, unele dintre ele se chiar se triplează, având în vedere metodologia pe care au inventat-o cei de la guvern. Și, datorită faptului că noi doar administrăm aceste clădiri și nu vrem să punem acești tineri în pragul iernii în situația de a fi evacuați pentru că nu-și pot semna actele adiționale sau contractele de chirie. Deci nu-i putem lăsa în stradă. În grupul PSD o să voteze acest proiect de hotărâre, chiar dacă nu suntem de acord. Dar totuși o să completez un lucru. Legea este dată în 2015, nu se referă la modalitatea de calcul. Modalitatea de calcul o face ANL-ul. Da? Și sunt norme metodologice de aplicare a acestei legi. Iar hotărârea de guvern care a stabilit aceste reguli este dată în 2016. Mai exact, în 14.04.2016. Da. Una facem în Parlament, alta facem la guvern, la guvernul nostru, între ghilimele, că tocmai ați recunoscut domnul consilier. Deci, în sfârșit, m-am lămurit și eu că nu avem parte de un guvern de tehnocrați, ci un guvern de PNL. Vă mulțumim, domnul.